Nu mă excludez și Ponta din partid. Dar n-am să stau în starea de băltire în care și-ar dori unii să stea pro-România. Inclusiv unii din pro-România. Deci vom avea candidați peste tot. Sper să vină lângă mine 20-25 de primari din Partidul Social Democrat, cu care am lucrat foarte bine și care sunt oameni care se gândesc la viitor. Și sunt convins că putem să ne propunem câștigarea alegerilor în 10-15 localități. Inclusiv de Borișa? De ce nu? Nu prea sunteți sigur, când a spus că nu va candida Boria, ca și cum v-ați exprimat o dorință ca el să nu candideze și să... Nu mi-am exprimat nicio dorință. Așa s-a înțeles. Dacă Boriga nu se ducea acolo, poate să stăteam de vorbă cu el. Ca să vă dau un răspuns. N-am niciun regret față de nimeni. Singurele regrete pe care îmi permis să le am acum e legate de mine. Așa, tot așa, mă gândeam zilele astea că am muncit, de exemplu, 2016, din 2012, 2016, ca să fac mari pe Rovana Paucăr Plumb, pe Leo Badea și pe alții. Și este o temă de reflecție. Când constați că ai muncit și rămâi ca fiind cel mai lovit din toate direcțiile. Mai există o posibilitate să fie schimbată legea alegerilor locale? Dacă se va reseta scena politică în termen util, adică în luna decembrie, printr-o ordonanță de urgență se poate face două tururi. Cu mai puțin de 6 luni? Pentru că, atenție, da, discuția aia cu 6 luni este recomandarea Comisiei Europene. A Comisiei de la Veniție, dați-mi. Nu este ceva... Și apoi orice lege, știți bine, nu? Poate fi modificată printr-un act normativ cu aceeași valoare juridică. Două tururi, cred că reprezintă o soluție necesară pentru reechilibrarea democratică a acestei țări. Știți bine că un singur tur a introdus PDL-ul. Noi am avut două tururi. Că aud acum și primari, că, dom'le, ce ne facem noi? Primarii buni vor câștiga și din turul 1 cei care sunt foarte buni, iar alții vor câștiga în turul 2. Nu s-au produs schimbări foarte mari. UDMR-ului nu-i convine și PSD-ului astăzi. Între cei 20-25 de primari care vor veni din PSD, am zis sper. Se numără și primari de orașe? Sper. De municipii? Sper. Sper. Cu 20 de primari puteți ataca președinția Consiliului Județean? Eu n-am luat decizia să candidez la Consiliul Județean. Nu este scopul meu în viață și nici tot ce am visat eu. Mă gândesc și la Consiliu, mă gândesc și să rămân în Parlament. Eu am să urmăresc evoluțiile politice naționale și locale și voi lua la momentul potrivit decizia și după ce mă consult cu oamenii care îmi sunt apropiați. Apropo de discuția cu întoarcerea, am două nepoate care sunt avocate. Și am și surorile mele care m-au sprijinit tot timpul, au fost și cu mine pe stradă. Și mi-au spus, băi, dacă te întorci în PSD, nici noi nu te mai vedem. Ca să știi. Deci mă voi sfătui cu oameni, mă voi sfătui cu primari și vom lua decizia. După ce ne lămurim care sunt evoluțiile post-electorale, după 24 ani. N-am avut nicio discuție cu doamna Dăncilă. Am auzit și zvonuri de tipul ăsta. N-am avut... Cu doamna Dăncilă m-am văzut în ultimul an o singură dată, 2 minute, eu ieșeam de la Digi, dânsa intra. Salut, Viorica, salut, Adrian, ce faci? Salut, salut, am plecat fiecare. Deci n-am avut nicio discuție cu niciun membru al conducerii Partidului Social Democrat. Singurul om care mi-a zis la Parlament, așa, într-o discuție de vecin de bancă, a fost Paul Stănescu, când era președinte executiv. Adrian, gândește-te dacă n-ar fi bine să te întorci, să refacem echipa și așa mai departe. V-ați duce dacă v-ați chema? Dacă mă cheamă, mă duc, că vreau să-i spun câteva lucruri. Printre care unele care vi le-am spus astăzi. De ce a fost mult să faceți? Deci n-am să refuz dialogul cu nimeni, dar dacă va dori vreodată să stea de vorbă cu mine, am să-i spun cum stau lucrurile cu adevărat. Îmi pare rău să spun, dar
Viorica Dăncilă este un om bun și un om serios. Eu n-am atacat-o niciodată, știți asta. Este dominată, de exemplu, de personaje toxice cum este Rovana Paucărplun. Și de aici și deciziile greșite. De ce a fost musai să faceți alianța electorală cu ALDE? Nu puteați să-l sprijiniți cu nici Diaconu și Independent, pentru că oarecum a bulversat electoratul dumneavoastră. N-am bulversat nimic. Doi înseamnă mai mult decât unul. Deci dacă suntem două partide care susținem o soluție, înseamnă că avem o șansă mai mare să-l potențăm pe Mircea Diaconu. Și eu vă spun astăzi că dacă el va face o campanie susținută și noi ne vom implica, Mircea Diaconu are șansă să intre într-un doi. Depinde de mesaj, dar depinde și de oameni. Și oamenii, știți că dincolo de rezultatele din sondaje, puteți merge și vorbi cu dânsii, sunt sătul de nebunia asta politică. Și s-ar putea să prefere un independent. Și faptul că e actor, am văzut unii că e actor, că nu mai știu ce a făcut. Mircea Diaconu nu e chiar un novice în politică, nu? El a fost actor, a fost regizor, a fost director de teatru, deci are o experiență și administrativă. A fost ministru al culturii o vreme, l-a schimbat Ponta. Da? Apropo de cum te duce uneori viața. A fost senator și vă spun că a fost un senator bun și percutant. A fost europarlamentar, deci are și o expertiză politică. Iar cel mai bun președinte al Americii, nu Ronald Reagan, a fost actor. Și el a distrus sistemul comunist. Dacă ne uităm acum peste graniță, în Ucraina a câștigat președințialele un actor. De comedie. Da, chiar de comedie. Am înțeles că toate personajele, toți actorii din filmul lui de comedie sunt deputați astăzi. Dar a luat prima măsură. Atenție! A ridicat, a anulat toate imunitățile. Și toate privilegiile. Deci poate că uneori e nevoie ca lumea politică să fie resetată de oameni din afara, sau mai din afara politicii. Cei de la ALDE spuneau că nu veți avea acțiuni comune, nu veți avea cumva un program, că nu vă veți căca pe bătături, înțeleg. Da. Răspund și eu ca Tudose. Dacă campania guvernată în aceste condiții, coerentă, cumva, Răspund și eu ca Tudose, că nu-i roagă nimeni să facem ceva în comun. E o alianță electorală. Noi ne facem campania noastră, ei pe-a lor. Important e rezultatul. Puteți sprijini cu Deng Xiaoping. Având două campanii, cum? Da, se poate. Trei campanii. Da? Deng Xiaoping, celebrul reformator chinez, a venit din Partidul Comunist, spunea că nu are importanță ce culoare are pisica, important e să mănânce șoareci. Deci important e ca cei din Pro-România, din ALDE și cu staful lui Mircea Diaconu să-și facă tot treaba. Dar în afară de primari, dintre parlamentari, v-a întins cineva română, vreo punte de legătură? A spus cineva să veniți înapoi în partid? Am înțeles că unii dintre ei s-au dus, au însoțit pe mamițica și să le fie rușine, pentru că așa, moral erau datori. Au însoțit-o pe mamițica să-i spună doamnei Dăncilă că doamne, în niciun caz să nu vă gândiți să revină Țuțuianu, că nu știu ce se întâmplă, face implozie organizația Dâmbovița. Dacă este așa,